idei care schimbă înfățișarea și discursul de fiecare dată și care atacă din toate părțile lumea creștină. Sunt desechipul. Deci, în general, chipul este blând. Discursul este atrăgător. Dar intenția nu este perfidă. Acest lucru poate să vorbească despre familie cu cuvinte frumoase, dar intenția lor, lui, este de a distruge familia. Poate să vorbească despre biserică, prin de dragoste pentru toate bisericile. Un fel de sincretism religios, dar dorința aprinsă de a spulbera ortodoxia primului. Poate vorbească despre țară și despre patrie, care este ceva pe care încearcă să o susțină, dar intenția lui de a distruge și patria și biserica. Acest lucru se cheamă ecumenism. Toată această, acest discurs frumos și cu ofețe multiple, dar are o singură intenție, o singură intenție. Distrugerea unei națiuni, dintre națiunilor, desfințarea Bisericii Ortodoxe, în special, și instituirea unui grup de conducători, uși, nu știu de cine, care să dicteze tuturor națiunilor ideile lor să le împărțeteze în anumite tipuri sociale și politice și religioase în care ei se fie, care lucrează și care produc viața noastră în condițiile acestea. Fraților, nu le lăsăm amăgiți. Trăiesc în mijlocul acestor emițători al discursului prolific și proteic care putreie în lumea. Îi cunosc pe toți. N-am nicio intenție bună în biserica noastră. Sub iubirea cristică, sub iubirea pacea universală, îi ascund intenții de fine. De aceea am venit așa că să spun, nu vă lăsați adeveniți. Am observat o puternică tendință ecumenistă în Biserica Ortodoxă. Foarte puternică, început de sus și până în jos. Condiția lor este ca să-i distrugă toate elementele de credință pe care am bazat, toate elementele morale pe care le-am bazat, toate elementele de sânge pe care le-am bazat noi, nu că nimic nu este adevăr absolut, adevărul este acela pe care l-am eu. Și în cazul acesta nu putem să spunem aproape în nostru care greșește, greșește. Nici el nu poate să spună mie când greșesc, că eu greșesc. Pentru că suntem entități absolute, avem părerile noastre care sunt absolute, dar în fața celorlalți ele nu mai înseamnă nimic. Lucrul acesta, de ascunse al adevărului, este o perfidă invenție a satanului. Acum nu este perfidă. Acum se vorbește de iubire universală. Acum că se oferă burse, pentru ce a fost toți ecumenist. Se oferă biserici. Sunteți gata la toate compromisurile, pentru că ei te atacă pe tine. Să fie duh al compromisului. De multiple fețe, care și ar, ca un balaur și a toate fățele posibile, nu vor se duce. Și eu zic așa, vai de cei care se vor lăsa seduși. Și cinste celor care vor rezista.